Numărul românilor care produc energie în gospodărie a crescut de 3 ori în 2022. În prezent sunt înregistrați peste 40.000 de prosumatori în țară, deținători ai unei capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de 423 de megawați putere. În legătură directă cu noi este domnul Zoltan Noc, vicepreședinte ANR. Mulțumim, domnule vicepreședinte, pentru intervenția la România Inteligentă. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Aveți o prognoză, domnule vicepreședinte, sunt 40.000 acum, cât vor fi în acest an înregistrați? Da, văzând evoluția în ultimele luni, nu este deloc imposibil ca până la sfârșitul anului 2023 să avem peste 100.000 de noi instalații. Am văzut că în ultimii 4 luni din anul 2022, lună de lună, au fost instalate aproximativ 5.000 de noi instalații. Deci media ultimelor 3-4 luni din 2022 a fost de 5.000. Cred că această medie se poate păstra, dar chiar m-aș hazarda să spun că e posibil să crească dacă și distribuitorii vor avea capacitatea să prelucreze solicitările care vin din partea celor interesați și să facă și lucrările de racordare a acestor noi instalații. Am văzut la sfârșitul anului trecut Ministrul Mediului Tanțu Varna a anunțat că Administrația Fondului de Mediu pentru anul acesta și-a bugetat finanțarea din programul Casa Verde a 150.000 de noi instalații. Probabil că 150.000 nu se vor construi, nu toate se vor construi în 2023, dar mare parte dintre ele au șanse să... Din păcate știm că există și restanțe mari în procesarea vechilor cereri depuse la Administrația Fondului pentru Mediu și se preconiza la un moment dat că vor fi necesari 4 ani pentru a fi parcurse și avizate toate dosarele deja depuse. Dacă lor li se vor adăuga, cum spuneți, 100.000, poate chiar 150.000, s-ar putea ca ritmul ăsta să fie unul sufocant pentru funcționarii de acolo. Rămâne însă întrebarea, domnule vicepreședinte, pentru cei care sunt deja în sistem, care sunt avantajele? Cam cât din consumul lor, de fapt, este acoperit prin ceea ce produc și furnizează și sistemul energetic național? Sau cât este câștigul mediu pe care îl are o familie care a reușit să treacă la statutul ăsta de prosumator? Important în cazul acestor instalații este foarte important dimensionarea și nu este important doar pentru gospodăriile sau companiile, pentru că sunt și companii care au instalat asemenea instalații. Dimensionarea din perspectiva producerii de energie este foarte important și din perspectiva rețelelor și menținerii funcționării în bune parametri a rețelelor. Este foarte bine cunoscut faptul că aceste instalații produc mai mult în timpul verii, când și zilele sau orele de soare sunt mai multe. Și atunci spuneți-ne foarte repede cum ar trebui corect dimensionate ca să nu păgubești mai mult decât să câștigi. Păi cea mai simplă dimensionare în funcție de consum. Fiecare loc de consum, fie că vorbim de o companie sau de o gospodărie, are o putere de consum aprobată deja, un aviz tehnic de racordare eliberat pentru anumit nivel de consum. Dacă acest nivel de consum nu este depășit nici de instalația de producere, în primul rând, și autorizarea este mult mai simplă și mult mai rapidă, și riscurile pentru a afecta rețeaua sunt mult mai mici. Deci primul sfat este să nu supradimensioneze, să nu depășească puterea de consum pe care... Adică nu te lăcomi că vei produce mai mult, că de fapt s-ar putea să ai niște riscuri majore. Mulțumim mult, domnule vicepreședinte, pentru informații. Sperăm să se țină și furnizorii de ritmul aprobărilor și Ministerul Mediului de ritmul de contărilor. Și să nu avem taxa pe soare despre care s-a tot vorbit, exact. Aceea pentru cei care sunt prosumători.